Câți primari au fost până acum? Nici unul nu a pus o piatră în 40 de ani. În 40 de ani. De când sunt aici? M-am pornit la Sfânta Biserică cu nevastă mea, m-am cu căruța, că nu putem merge din noroi. O călcat iapa cu cochita într-o baltă de asta în mâl, ne-am stropit toți. O înșepta plânge, unde să mă duc la biserică? Ne-am dus la o șoșmea acolo, s-o spalat și am mers la biserică. Ce avea să facem? Dar nu putem urca nici cu piciorul, nici cu căruță, nici cu nimic absolut. Noi foarte mulțumim și suntem mulțumiți că pot și eu merge la un autobuz, la un oraș, la o... Așa mergem, parcă luam cizmele până în sat și în sat le lasam la un vecin, la cineva, la un cunoscut și pe urmă luam pantofi, de mergem și eu să pot merge altfel, parcă eram vaca când iese din cârd. Cum te numești, mă, tare? Bostan Vasile, din comuna Sirițel, județul Iași. Câți ani? Ați venit la noi în comună, mă numesc Gheorghe Ancuța, primarul comunei Sirițel. După cum vedeți, suntem în zona comunei, zona de deal, pe drumul Tei Bărbosu. Am asfaltat pe această zonă un kilometru de am pus asfalt, după care continuăm cu lucrările de petruire în această zonă. M-am promis la oameni și vreau să mă țin de cuvânt, toate ulișoarele din comună vor fi pietruite în acest an. Drumurile în ultimul timp au fost făcute cum ar fi trebuit să fie făcute înainte. Înainte nu se putea circula nici cu piciorul liber, dar mai cu mașina sau, dacă nu mai vorbim de intervenții, ambulanță sau... sau alte mijloace de transport. Se circula cu piciorul liber, nu era nicio piatră înainte, acum sunt șanțuri, s-au făcut șanțuri, drumul a fost pietruit, acum a fost pus stratul ăsta de piatră și e bine. S-a pus și asfalt mai la vale și o să pună și mai la deal, dacă dă Domnul. Drumul este practicabil acum, nu? Practicabil, da. Față de ce a fost înainte, acum este bine. Mașina nici nu putea urca până la mine, eu am copii mici, am familie, trebuia să merg un kilometru mai la vale ca să pot să mă duc cu un copil la vaccin. Sau dacă se îmbolnăvește sau răcește, așa am făcut înainte. Acum sunt practicabili bine, acum suntem mulțumiți. Datorită domnului primar pe care îl susținem și îl respectăm și suntem alături de... Da.